5 cm. Noi te eram mai spart. Unii mă pot înțelege, alții mă pot înțelege, el poate fi catolic, ortodox, am fați evrei, am fați musulmani și cu care am avut momente de părtășie și de evoluție spirituală foarte frumoasă, cu respect și cu frică față de celelalte. Deci, în același asemenea, părăsesc masoneria, legal măsură în care este preocupată de evoluția spirituală și întâlnirea credința fraților masoni, este preocupată de emanciparea prin educație. Subliniez de emanciparea prin educație. Luptăm împotriva ignoranței, împotriva prostiei, împotriva absolutismului și obscurantismului, împotriva dictatorilor. Masoneria are două perioade, o perioadă operativă, ca să zic așa. Operativă înseamnă când din cadrul masoneriei au făcut parte doar oamenii care erau constructori, care erau meseriași, care ridicau catedrale și care erau împărțiți pe bune între ucenici și calfi și maestri. Da? Și a existat o perioadă speculativă, noi suntem în perioada speculativă. Pentru că alături acestor oameni au venit funcționari, avocați, medici. Nu s-a mai păsat problema inițială. De asta spunem noi acum că suntem în perioada masoneriei speculative.